Focarul de meningită de la grădinița din cartierul Burdujeni din municipiul Suceava s-a extins. Alți doi copii au fost internați la Spitalul Județean de Urgență Suceava cu același diagnostic. Până în prezent sunt 5 cazuri. Joi a fost efectuată dezinfecția la grădiniță, iar luni 29 octombrie, Direcția de Sănătate Publică Suceava urmează să recolteze probe de control în vederea acordării avizului de redeschidere a unității. DSP precizează că, potrivit rezultatelor parțiale ale analizelor lucrate de Centrul Regional de Sănătate Publică Iași, cauza îmbolnăvirilor este reprezentată de un enterovirus, același care a provocat și epidemia de meningită acută virală din anul 2012.